O, bună dimineața, România. Eu m-am trezit și sunt bine dispusă, cum să nu. Dacă e să învăț ceva din atâtea business-uri pe care le-am avut și în atâtea tâmpenii pe care le-am făcut în viața asta și în atâtea chirii în care am locuit, a fost că unii oameni nu-și cunosc lungul nasului. Eu am ieșit în media să povestesc anumite lucruri și unii oameni pur și simplu. Știți că în această cameră v-am spus că s-a făcut curat, s-a strâns, s-a adunat. În momentul în care eu am ieșit în media și am început să povestesc despre toate mizeriile, despre toate javrele penale pe care le-am întâlnit eu în decursul anilor, în loc să mă duc la tribunal să-i dau în judecată, bine, cu excepția unor case de producție și a unui site. N-am ce să vă fac. Nu era vorba doar de mine, ca să ne înțelegem, că dacă era vorba doar de mine, vă lăsam în jegoșenia penală. Ideea este că eu nu vreau să dau, eu să-mi recuperez prejudiciu, să-mi recupereze oamenii mei prejudiciu pe care voi l-ați efectuat. Dar acum eu am o situație cu un om care până în 2019 m-a tratat foarte corect. Din 2020 a început să se comporte ca ultimul jeg. Ultimul jeg! Bă! Nu am întâlnit un alt jeg penal mai penal decât ăsta în atâția ani de zile. Nu am întâlnit! Bă, băiatul, bestia ta cu bestia mea n-are nicio valoare. Știi câte jeguri din astea au crezut că ei pot să facă? Nu trebuie să spun ție ce să faci. Tu trebuie să vii să mă întrebi pe mine că e bunul tău. Nu am venit eu cu el de la mama de acasă să mă cac cu el. Tu ai zis că nu ai timp. Aștept să văd când ai timp. Timp ai să te urli prin complex că trebuia să închizi de nu știu de când. Timp ai să te asociezi cu toate putorile de pe planetă. Înțelegi? Da? Cu toți ăștia care au avut femei extraordinare pe lângă ei, că îți dau dreptate aici, da? Timp ai și să vii să-ți iei banii pentru serviciile pe care nu le oferi. Eu îmi plătesc cheltuielile. Asta este, că sunt fată drăguță, eu plătesc cheltuielile. Da? Timp ai. Dar timp nu găsești ca să mă tratez cum ai tratat înainte de 2018. Și tu vrei în momentul ăsta de față ca eu să te las pe tine să crezi că poți să mă calci pe cap fără să te calc și eu pe cap în media, în public? Ce vrei să te spui în public? Mă calc pe tine, mă! Și pe fita! Și pe... Ia să vedem acum cum este, mă! Atât de scârbă sunt! Tu înțelegi? Atât de scârbă sunt! Înțelegi? Atât de scârbă sunt! Eu să-ți spun ție, să-ți găsești ție timp, să mă tratezi corect vis-a-vis de un contract pe care l-am semnat doar eu și tu nici măcar nu l-ai semnat, nici măcar nu ai venit să-l prezinți în fața ușii. Vrei să vin să te cer cu tine? Vrei să stai în față cu toate curvele tale ordinare de masculi? Care se cred mai masculi și să spun eu ție ce ai de făcut? Păi ce sunt eu? Sunt măta? Ce sunt? Nevastă ta? Ce sunt? Îți uite-o ție pula? Nu mă fără tu! Asta e un serviciu pe care trebuie să-l oferi! Cu uite așa m-am trezit eu? Cu curul acea șaf! Și n-am cu cine să mă cer, bă, băiatul! N-am! Aștept să te aud când spui că e timp! Trebuie să-mi spui eu să-ți spun ție! Eu! Eu! Dar cine sunt eu, mă, în viața ta? Un simplu om care a venit și a chiriat o mizerie și stă într-o mizerie, că acolo în față este o mizerie, înțelegi? În față este o mizerie. Tu aici mi-a arătat că se poate. În față! Mi-a arătat că nu se poate! Atât! Dacă fac poze și pun public, să vadă lumea cât de drăguț
drăguță sunt eu și cât de mizerie ești tu, ajung să vezi că și eu sunt la fel de mizerie ca tine. Timpului! Să pui toate jegurile pe mine, trebuie să-i prind în tot bărbat! Nu mă face tu, dar să vii să-ți faci serviciul pe care este și să te-ai avut-o pe tine grija, nici pe tine, nici pe jegurile tale care sunt acolo. Că să n-am nevoie, eu știu foarte bine ce am nevoie din viața mea. Mi-am comprat ce aveam nevoie. Ai venit să întreb, mă? Păi eu ție să-ți trimit ție mesaj că vreau să vorbesc cu tine în particular. Mă piși pe particularul tău, bă, băiatul. În ziua în care ți-am dat o chestie să faci și nu știu să o pui, în ziua aceea ți-ai dat foc la valiză. Atâția ani de zile ai fost în stare să pui căcaturi în casă. Nu mi-ai pus bună nici aia altă. Ușa de la intrare e ca dracu. Trebuia să-mi zici? Mi-ai zis? Cum este când îți umblă cineva în chestii și nu e ce trebuie? Acum e! Te anunț că chestia aia de la ușă, eu am luat-o. Mi-a dat-o aia, știi, ți-o dă închisă. Am văzut, bă, ce face. Ca să vezi cum e. Joacă-te cu o femeie. Cu un om. Corect cum am fost eu. Și o să vezi bestia din ea. Să mă anunți javră, Iuda, că în pizda mătii, îți găsești timp, tu scrușea mătii, să pui ce am cumpărat în casă. Atât. Că nu sunt, eu n-am devenit nimic. Timpului să vii să-mi cer banii la ușă. Dacă când cer banii la ușă, poți să întrebi. Și când punem chestiile alea de acolo, poți? Ia vezi, în afară de să urli ca animalul, să te audă toți vecinii. Poți? Ia vezi, poți? Nu știu, poate, poți?